Alta. Bă. Olio, bă. Asta este, fraților. Am iarăși 130 de kilograme. Singurii mușchi am observat că mai sunt pe la picioare. M-am îmbrăcat pentru că nu vreau să-mi atârne șuncile pe aici. Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi începem sezonul 3 din Otto Slăbește. Dacă doriți să vedeți și celelalte două perioade de slăbire, aruncați un ochi pe acest canal pentru că am peste 100 de clipuri cu și despre slăbire. O să fie o perioadă lungă și grea pentru că vreau să slăbesc 30 de kg și o să adaug câte un videoclip în fiecare săptămână, după cum v-am obișnuit, în fiecare duminică. Așa că o să fac foarte multe clipuri și am nevoie să fiți alături de mine cu un gând bun, cu un comentariu sau cu un like pentru a mă încuraja și pentru a mă motiva să-mi ating obiectivul. În clipurile din această serie o să mă cântăresc, să vedem împreună câte kilograme am în fiecare săptămână, o să mă dezbrac să vedem cum arăt, o să fac flotări pentru a-mi testa forța, voi începe chiar astăzi să fac flotări să vedem câte reușesc să fac și apoi în fiecare duminică, în fiecare clip, o să fac flotări să vedem dacă reușesc să îmi măresc forța. Eu sper să cresc numărul de flotări cu cel puțin una în fiecare săptămână. O să vă arăt și ce mănânc, o să vă arăt mesele mele și bineînțeles o să vă arăt și câteva exerciții pe care eu le fac și mă ajută să slăbesc și să îmi măresc masa musculară. În clipul de astăzi, pentru că este începutul, o să mergem să mă cântăresc prima dată, bineînțeles, să luăm greutatea de început, de unde plecăm. Apoi o să mergem să mă dezbrac, să vedeți și voi cum arăt și, bineînțeles, să fac flotări. Deci totul o să fie transparent, fraților, o să vedeți absolut tot ceea ce fac și sper să slăbim împreună, să slăbiți și voi alături de mine dacă aveți nevoie să slăbiți. Sper să vă motivez și pe voi să slăbiți și, bineînțeles, să mă motivez și eu. Am și eu nevoie de motivare, așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult dacă sunteți alături de mine și îmi lăsați un like, îmi lăsați un comentariu de încurajare sau o întrebare, voi citi absolut toate comentariile, pentru că astfel voi ști că sunteți alături de mine și mă veți motiva și pe mine foarte tare să îmi duc la bun sfârșit această perioadă. Pentru că nu este deloc ușor să slăbești 30 de kilograme. Iar de săptămâna viitoare, v-am zis, o să vă arăt și mesele și exercițiile pe care le fac. Haideți să vedem! Da, ok, acum hai să ne cântăm. Hai mă, pornește. Yo. Așa, tata. Hai să vedem câte kilograme am. Olio, bă. Vai de mine, 130,5. Mamă, nu se poate. Vai de capul meu, câte chile am. Doamne ferește. Ok, cam așa arăt la 130 de kilograme. Foarte multe kilograme am. Burta a crescut, deci acum nu încordez absolut deloc burta. Abdomenul este moale. Și dacă îmi trag, ajunge cam așa. Brațul nu prea mai are nici el. Mușchi, pieptul a crescut. A crescut și el. Singurii mușchi am observat că mai sunt pe la picioare. Nu știu dacă o să se vadă prea bine. Dar e tare. La picior încă e tare. Și aici la gambă. Da. Asta este, fraților. Am iarăși 130 de kilograme. Sper că o să slăbesc cu ajutorul vostru, că o să mă motivați foarte, foarte tare și că o să ajung înapoi la 116 și apoi și mai jos, la 95, cât mi-am propus anul trecut. La picioare încă se mai vede, v-am zis, ceva, se mai văd ceva mușchi. Dacă am atât. Lasă că o să slăbesc eu. O să slăbim împreună, o să vedeți. Trebuie să fim optimiști, fraților, și totul va fi bine. Acum, haideți să vedem câte flotări reușesc să fac. Să vedem ce forță mai am. Pentru că flotarea este un exercițiu care stabilește foarte bine nivelul de forță pe care îl ai. Și se poate face și acasă, nu trebuie aparate, nu trebuie absolut nimic. Hai să vedem. Așa. M-am îmbrăcat pentru că nu vreau să-mi atârne șuncile pe aici. Ok. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 flotări. Cred că puteam să mai fac una, dar am simțit aici că mi-a trus de ceva la cot și n-am vrut să risc să mă accidentez, chiar așa din prima zi. Dar oricum 9 flotări este foarte bine. Puteam să fac și 10, v-am zis, dar este ok. Acum îmi doresc să avansez, să cresc câte o flotare în fiecare săptămână pentru a avea și eu un progres. Sper să slăbesc în fiecare săptămână câte un kilogram și să cresc numărul de flotări cu câte una. Asta e obiectivul meu și să ducem perioada asta de slăbire cât mai mult și să sperăm că o să ajung și eu la 100 de kg sau 95, pentru că asta consider eu că este greutatea ideală pentru mine. Trebuie să fiu optimist, trebuie să fiți și voi optimiști dacă începeți o perioadă de slăbire, oricât de rău vi s-ar părea că este, oricât de multe kilograme aveți, trebuie să fiți foarte optimiști, să fiți încrezători în forțele voastre și să vă înconjurați de oameni care vă ajută psihic, pentru că psihicul este foarte, foarte important, motivarea este foarte importantă. Sunt convins că foarte multă lume știe ce trebuie să mănânce, însă vă voi arăta și eu ce mănânc. Cam atât pentru vlogul de astăzi, fraților. Sunt un pic speriat, dar sunt convins că o să reușesc să slăbesc cu ajutorul vostru și dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc și dacă mă încurajați și dacă sunteți alături de mine, vă mulțumesc din nou. Nu uitați să vă abonați pe acest canal și să aprindeți clopoțelul de notificări, pentru că o să urmeze o serie de clipuri din Otto Slăbește și dacă vreți să vedeți primul clipurile mele, trebuie să activați acel clopoțel de notificări și să selectați toate notificările. Nu uitați să-mi lăsați și un comentariu, nu uitați să lăsați și un like. Eu sunt Otto, până data viitoare, v-am pupat. Ciao!